Dors. Seldon, Harry. De obicei, lumea se gândește la Harry Seldon doar în legătură cu psihoistoria. El este văzut ca personificarea matematicii și a schimbărilor sociale. Nu încape niciun dubiu că el însuși a încurajat acest lucru, pentru că nicăieri, în scrierile sale, nu a dat nicio idee despre cum a ajuns să rezolve diversele probleme ale psihoistoriei. Din cele scrise de el, progresele sale în gândire ar fi putut să fie datorate în întregime inspirației. Nu vorbește nicăieri de căile întunecate pe care a bâșbâit sau direcțiile greșite în care a apucat. Cât despre viața sa particulară, aceasta este o pată albă. Știm câteva lucruri, foarte puține, despre părinții și frații săi. Singurul său fiu, Rach Seldon, a fost adoptat, asta se știe, dar nu se știe cum a avut loc acest lucru. În ceea ce o privește pe soția sa, nu știm decât că a existat. Este clar că Seldon a vrut să fie o enigmă în toate aspectele existenței sale care nu priveau psihoistoria. Ca și cum a avut sentimentul, sau a vrut să creeze sentimentul, că el nu a trăit, el doar a psihoistorisit. Enciclopedia Galactica. 91. Hamin stătea calm, nu i se mișca niciun mușchi, privindu-l în continuare pe Harry Seldon, iar Seldon, de cealaltă parte a mesei, aștepta. Hamin, gândea el, era cel care trebuia să vorbească primul. Hamin vorbi, dar nu spuse decât: un robot? Eu? Bănuiesc că prin robot înțelegi o ființă artificială ca obiectul pe care l-ai văzut în sacratoriumul din Mycogen. Nu chiar, spuse Seldon. Nu din metal? Nu prelucrat? Nu un simulacru fără viață? Hamin spusese acestea fără nicio urmă de amuzament. Nu. Să ai o viață artificială nu înseamnă neapărat să fii făcut din metal. Vorbesc de un robot care în aparență nu se deosebește de oameni. Dacă nu se deosebește, Harry, atunci cum îl poți tu deosebi? Nu după înfățișare. Explică-te. Hamin, în timp ce fugeam de acel tu care erai demerzel, am auzit vorbindu-se de două lumi străvechi, după cum ți-am mai spus, Aurora și Pământ. Despre fiecare se vorbea ca despre prima lume sau singura lume. În ambele cazuri se vorbea despre roboți, dar cu sentimente diferite. Seldon îl privi atent pe omul care se afla de cealaltă parte a mesei, întrebându-se dacă va da vreun semn, în vreun fel, că era mai puțin decât un om sau mai mult. Când se vorbea despre Aurora, spuse el, se amintea de un robot renegat, un dezertor, unul care a trădat cauza. Când se vorbea despre Pământ, se amintea despre un robot erou, unul care a reprezentat salvarea. E chiar așa o eroare să presupui că se vorbea despre același robot? Și era, murmură Hamin. Eu așa m-am gândit, Hamin. Am gândit că Pământ și Aurora au fost două lumi separate coexistând în timp. Nu știu care a fost prima. Din aroganța și din sentimentul evident de superioritate al mycogenienilor, aș putea presupune că Aurora a fost lumea de origini și că îi disprețuia pe terieni care s-au tras din ei sau au degenerat din ei. Pe de altă parte, spuse el în continuare, mama Ritach, care mi-a vorbit despre Pământ, era convinsă că Pământ era vatra originală a omenirii și, cu certitudine, poziția neînsemnată și izolată a mycogenienilor într-o galaxie cu quadrilioane de oameni care nu cunosc nimic despre strania origine mycogeniană, ar putea însemna că Pământ a fost lumea de origini și că Aurora a fost vlăstarul degenerat. Nu pot să-mi dau seama, dar îți explic felul în care am gândit, astfel încât să înțelegi concluziile mele finale. Hamin aprobă dând din cap. Înțeleg unde vrei să ajungi, spuse el. Te rog să continui. Lumile se dușmăneau. Mama Ritach așa a lăsat să se înțeleagă. Când îi compar pe mycogenieni, care par să reprezinte Aurora, cu daliții, care par să reprezinte Pământ, presupun că Aurora, fie că a fost prima sau a doua, era indiscutabil cea mai avansată. Cea care putea produce roboți mai sofisticați, chiar și din aceia care să semene perfect ca înfățișare cu oamenii. Deci, un astfel de robot a fost inventat și construit în Aurora. Dar a abandonat Aurora pentru că era un renegat. Pentru oamenii de pe Pământ a fost un erou, deci probabil că s-a alăturat Terei. De ce a făcut asta, care au fost motivele lui, nu știu. Vorbești despre el ca și când ar fi fost un om, spuse Hamin. Poate, dar așa cum stai tu acum în fața mea, spuse Seldon, îmi este greu să mă gândesc la el ca la un simplu obiect. Mama Ritach era convinsă că robotul erou, robotul ei erou, încă există, că va reveni atunci când va fi nevoie de el. Nu văd nimic aberant la gândul că există un robot nemuritor sau cel puțin la cel al unui robot care este nemuritor atâta vreme cât își poate înlocui organele uzate. Chiar și creierul? Întrebă Hamin. Chiar și creierul.
Nu știu nimic despre roboți, dar presupun că un creier nou ar putea fi reînregistrat de la cel mai vechi. Și mama Ritach a făcut aluzie la niște puteri mentale neobișnuite. M-am gândit așa trebuie să fie. Oi fie în anumite privințe un romantic, dar nu sunt chiar atât de romantic încât să cred că un robot poate schimba cursul istoriei trecând pur și simplu dintr-o tabără într-alta. Un robot nu poate să asigure victoria Terei, nici să pecetluiască înfrângerea Aurorei, decât dacă are niște caracteristici neobișnuite de excepție. Îți dai seama, Harry, spuse Hamin, că ai de-a face cu legende, legende care au putut fi deformate într-o asemenea măsură de-a lungul secolelor și mileniilor, încât au dat o aură de supranatural până și celor mai banale evenimente? Poți să crezi într-un robot care nu numai că are o înfățișare umană, dar mai și trăiește etern și are puteri mentale? Ești sigur că nu începi să crezi în supra-oameni? Știu foarte bine ce sunt legendele și nu sunt unul care să poată fi păcălit de ele și făcut să creadă gogorițe. Totuși, atunci când legendele sunt sprijinite pe anumite evenimente stranii pe care le-am văzut și chiar le-am trăit eu însumi, cum ar fi? Hamin, te-am întâlnit și am avut încredere în tine de la bun început. Da, m-ai ajutat împotriva acelor doi huligani când ai fi putut să nu o faci și asta mi-a creat o stare de spirit favorabilă ție, pentru că atunci nu mi-am dat seama că erau mercenarii tăi care făceau ceea ce tu i-ai învățat să facă. Dar asta nu contează. Nu, spuse Hamin. În vocea sa se putea distinge, în sfârșit, o umbră de amuzament. Am avut încredere în tine. M-am lăsat foarte ușor convins să nu merg acasă pe Helicon și să încep să cutreier Trantorul. Am crezut tot ceea ce mi-ai spus, fără să pun nimic la îndoială. M-am lăsat cu totul în mâinile tale. Acum, că privesc înapoi, mă văd pe mine ca și cum nu aș fi fost eu însumi. Nu sunt un individ ușor de manevrat și totuși am fost manevrat. Mai mult decât atât, nici măcar nu mi s-a părut ciudat că mă comportam atât de contradictoriu în comparație cu felul meu normal de a fi. Tu te cunoști cel mai bine, Harry, și n-am fost numai eu. Cum se face că Dors Venabili, o femeie minunată cu o carieră în față, a putut să-și abandoneze cariera pentru ca să mă însoțească pe mine în fuga mea? Cum se face că și-a riscat viața pentru mine, părând să-și asume ca pe un fel de datorie sfântă sarcina de a mă proteja și să vrea sincer să o facă? Doar din cauza că i-ai cerut tu? Dar i-am cerut asta, Harry. Totuși, nu-mi dă impresia că ar fi genul de persoană care să schimbe atât de radical viața doar pentru că i-a cerut-o cineva. Și nici nu pot să cred că a făcut-o din cauză că s-a îndrăgostit la nebunie de mine, așa, la prima vedere, și n-a mai avut ce face. Aș fi dorit eu să fie așa, dar ea pare foarte stăpână pe sentimentele ei, mai mult, îți spun sincer, decât sunt eu pe sentimentele mele față de ea. Nu te condamn, spuse Hamin. Este o femeie minunată. Seldon continuă. Cum se face de asemenea că Sandmaster Furtin, un monstru de aroganță care conduce un popor înțepenit în propria sa îngânfare, a fost de acord să găzduiască membrii de trib ca Dors și cu mine și să se poarte frumos cu ei, pe cât de frumos se pot purta maicogenienii? După ce am încălcat toate regulile, am comis toate sacrilegiile, cum se face că totuși ai putut să-l convingi să ne lase să plecăm? Cum ai putut convinge familia Tisalver cu prejudecățile ei meschine să ne găzduiască? Cum poți să te simți pretutindeni în largul tău să fii prieten cu toată lumea, să influențezi orice persoană, indiferent de particularitățile sale? Că tot veni vorba, cum reușești să-l manevrezi pe Cleon? Și dacă el este privit ca un individ maleabil și ușor de manevrat, atunci cum de-ai putut să-l manevrezi pe tatăl său care, din câte se știe, a fost un tiran dur și capricios? Cum ai reușit să faci toate astea? Și în primul rând, cum se face că Manix 4 a irosit zeci de ani punând pe picioare o armată fără de pereche, una care era imbatabilă sub orice aspect și care s-a năruit atunci când fiica sa a încercat să o folosească? Cum i-ai determinat pe toți să joace jocul renegatului? Probabil, spuse Hamin, asta înseamnă că sunt o persoană plină de tact, obișnuită să aibă de-a face cu oameni de toate felurile. Că dețin o poziție prin care am putut face servicii unor oameni importanți și că această poziție îmi dă posibilitatea de a face și în viitor servicii. Se pare că nimic din ceea ce am făcut nu implică supranaturalul. Nimic din ceea ce ai făcut? Nici chiar neutralizarea armatei UAN? N-au vrut să fie conduși de o femeie. Știau de multă vreme că primarul putea oricând să renunțe la prerogativele sale sau că atunci când va muri, Rachel va fi noul lor primar. Și totuși, nu au arătat niciun fel de nemulțumire până când ai considerat tu că este momentul să o arate. Dors te-a descris odată ca fiind un om deosebit de convingător. Și așa și ești. Mai convingător decât orice om, dar nu ești mai convingător decât un robot nemuritor cu puteri mentale neobișnuite. Deci, Hamin, ce aștepți de la mine, Harry? Spuse Hamin. Te aștept să recunosc că sunt un robot? Că doar arăt ca un om? Că sunt nemuritor? Că am o putere mentală neobișnuită? Seldon se aplecă spre Hamin, care stătea de cealaltă parte a mesei. Da, Hamin,
Asta aștept. Aștept să-mi spui adevărul și cred cu tărie că tot ceea ce ai menționat adineaur este adevărat. Tu, Hamin, ești robotul pe care mama Ritac l-a numit Dani, prietenul lui Bali. Trebuie să te dai bătut. Nu ai de ales. 92. Era ca și cum se aflau într-un mic univers numai al lor. Acolo, în mijlocul sectorului Y, cu armata hawaiană dezarmată de forțele imperiale, stăteau în liniște. Acolo, în mijlocul evenimentelor care erau privite de întreg Trantorul și probabil de întreaga galaxie, exista o mică sferă complet izolată în interiorul căreia Seldon și Hamin își jucau rolul lor de atac și de apărare, Seldon încercând din răsputeri să impună o nouă realitate, Hamin nefăcând nimic pentru a o accepta. Seldon nu se temea că vor fi întrerupți. Era sigur că sfera în care se aflau ei avea o frontieră ce nu putea fi străpunsă, că puterile lui Hamin, nu puterile robotului, îi vor ține pe toți la distanță până ce jocul se va sfârși. În cele din urmă, Hamin spuse: "Ești un tip ingenios, Harry, dar nu văd de ce trebuie să recunosc că sunt un robot și de ce nu am de ales. Tot ceea ce ai spus tu poate fi adevărat în fapt, propria ta comportare, comportarea lui Dors, a lui Sun Master, a tisalvărilor, a generalilor oaieni, totul. Totul poate că s-a întâmplat așa cum spui tu, dar asta nu implică automat că interpretarea ta este corectă. Sunt sigur că tot ceea ce s-a întâmplat poate avea o explicație firească. Ai avut încredere în mine pentru că ai acceptat cele ce ți-am spus. Dors a simțit că siguranța ta este importantă pentru că a simțit că psihoistoria este crucială, ea însăși fiind istoric. Sun Master și Tisalvar îmi erau îndatorați pentru că le-am făcut niște servicii despre care tu nu știi nimic. Generalii oaieni au fost nemulțumiți că erau conduși de o femeie și nimic altceva. De ce trebuie să ne gândim la supranatural? Ascultă aici, Hamin. Crezi într-adevăr că Imperiul decade și crezi într-adevăr că trebuie întreprins ceva pentru a-i împiedica prăbușirea sau pentru a-i amortiza căderea? Într-adevăr, așa cred. Seldon fu sigur că declarația lui Hamin era sinceră. Și vrei într-adevăr ca eu să pun la punct detaliile psihoistoriei? Simți că tu singur nu poți face acest lucru? Nu sunt capabil. Și crezi că doar eu pot stăpâni psihoistoria, deși chiar și eu mă îndoiesc uneori de mine? Da. Și deci crezi că dacă există vreun mod prin care poți să mă ajuți, trebuie să o faci? Da. Sentimentele personale, argumentele egoiste, nu și-au aici locul? Un zâmbet slab și foarte scurt traversă fața gravă a lui Hamin și Seldon simți un imens șarit de șert de oboseală în spatele comportamentului calm al lui Hamin. Am avut o lungă carieră, spuse Hamin, în care m-am deprins să nu dau nicio atenție sentimentelor personale sau argumentelor egoiste. Atunci îți cer ajutorul. Pot pune la punct psihoistoria plecând doar de la Trantor, dar am să dau peste dificultăți. Aș putea trece de ele, dar aș face-o mult mai ușor dacă aș ști unele evenimente cheie. De exemplu, care a fost prima lume a omenirii, Pământul sau Aurora? Sau alta? Care era relația dintre Pământ și Aurora? Galaxia a fost colonizată numai de una dintre ele sau de amândouă? Dacă numai de către una, atunci de ce nu și de cealaltă? Dacă de către amândouă, atunci cum s-a procedat? Există lumi care se trag din amândouă sau numai din una? Cum s-a ajuns să se renunțe la roboți? Cum a ajuns tocmai Trantorul să fie lumea imperială și nu altă planetă? Ce s-a întâmplat între timp cu Pământ și Aurora? Sunt 1000 de întrebări pe care le-aș putea pune acum și 100.000 care ar putea veni pe măsură ce avansez. O să mă las să rămân neștiutor, Hamin, și să dau greș când ai putea să mă informez și să mă ajut să reușesc? Dacă eu aș fi robotul, spuse Hamin, aș avea eu loc destul în creier pentru 20.000 de ani de istorie și milioane de lumi diferite? Nu cunosc care este capacitatea creierului robotic. Nu știu care este capacitatea creierului tău. Dar dacă nu ai atâta capacitate, atunci informația pe care nu o poți purta cu tine, sunt sigur că ai înregistrat-o și într-un loc sigur și într-un mod care să-ți permită să apelezi la ea. Și dacă tu ai informația, iar eu am nevoie de ea, cum poți să negi și să refuzi să mi-o oferi? Și dacă nu poți să mă refuzi, cum poți să negi că ești un robot? Acel robot? Renegatul? Seldon se dădu pe spate și inspira adânc. Așa că te întreb din nou, ești acel robot? Dacă vrei psihoistoria, trebuie să recunoști. Dacă negi în continuare că ești robot și dacă mă convingi că nu ești, atunci șansele mele de a realiza psihoistoria devin mult, mult, mult mai mici. Deci tu trebuie să decizi. Ești robot? Ești Dani? Și Hamin spuse imperturbabil ca de obicei. Argumentele tale sunt imbatabile. Sunt R. Daniel Olivo. R. vine de la robot. 93. R. Daniel Olivo vorbea în continuare calm, dar Seldon a avut impresia că vocea lui suferise o modificare subtilă, ca și cum vorbea mai ușor, acum că nu mai trebuia să joace un rol. Timp de 20.000 de ani, spuse Daniel, nimeni n-a ghicit că eram robot decât dacă doream eu să ghicească.
în parte din cauza că oamenii au renunțat la roboți cu atât de mult timp în urmă încât foarte puțini își aduc aminte că aceștia au existat vreodată. Și în parte pentru că eu am posibilitatea de a detecta și de a influența sentimentele umane. Cu detectarea nu am nicio problemă, dar influențarea este dificilă din motive legate de natura mea robotică, deși pot influența oricând doresc. Am posibilitatea, dar trebuie să țin cont de dorința mea de a nu mă folosi de această posibilitate. Încerc să nu mă amestec decât atunci când nu am de ales, iar atunci când mă amestec, rareori fac altceva decât să accentuez cât mai puțin posibil ceea ce deja există. Iar dacă scopurile mele pot fi atinse fără să influențez pe nimeni, atunci nu influențez. N-a fost necesar să-l forțez pe Sandmaster Furtin să vă dea găzduire. Ai observat că îi spun forțare deoarece pentru mine nu este un lucru plăcut. N-a trebuit să-l forțez pentru că mi-era dator pentru niște servicii făcute, iar el este un om de onoare, dincolo de toate ciudățeniile pe care le-ai observat la el. A doua oară, e drept, l-am influențat atunci când în ochii lui ați comis sacrilegiul, dar l-am influențat foarte puțin. Nu ardea de nerăbdare să vă predea autorităților imperiale, care lui nu îi sunt pe plac. Nu am făcut decât să accentuez puțin această aversiune față de ele și mi-ați fost încredințați, acceptând argumentele pe care i le-am oferit și pe care în alte împrejurări le-ar fi considerat probabil simple amăgiri. Și nici pe tine n-a fost nevoie să te influențezi cine știe ce. Nici tu nu aveai încredere în imperiali. Majoritatea oamenilor nu au astăzi încredere în ei și ăsta este un factor important în decăderea și deteriorarea imperiului. Mai mult decât atât, erai mândru de conceptul de psihoistorie, mândru că tu ai fost cel care l-ai inventat. Nu te-ar fi deranjat să dovedești că este și un lucru practic. Asta ți-ar fi satisfăcut și mai mult orgoliul. Seldon se încruntă și spuse: scuză-mă, domnule robot, dar eu nu știam că sunt așa un monstru orgolios. Daniel zâmbi cu blândețe. Continuă: nu ești deloc un monstru orgolios. Îți dai perfect seama că nu este nici frumos și nici util să te lași condus de orgoliu, așa că încerci să ți-l stăpânești. Dar la fel de bine ai putea să nu fi de acord să te lași condus de orice sentiment. În ambele cazuri, nu poți face nimic. Deși încerci să-ți ascunzi orgoliul pentru propria ta liniște sufletească, de mine nu-l poți ascunde. Există acolo, oricât o osteneală ți-ai da să îl ascunzi. N-a trebuit decât să-l accentuezi puțin și imediat ai fost dispus să iei hotărârea de a te ascunde de demerzel. Decizie la care, cu un moment înainte, te-ai fi opus. Și ai fost dispus să lucrezi la psihoistorie cu râvnă, lucru pe care doar cu o clipă înainte nu ți l-ai fi închipuit posibil. M-am gândit că nu mai era nevoie să ating nimic altceva și așa ai ajuns la teoria asta despre roboți. Dacă aș fi prevăzut această posibilitate, aș fi înlăturat-o, dar clar viziunea și posibilitățile mele nu sunt infinite. Acum nici nu mai pare rău că am fost descoperit, pentru că argumentele tale au fost corecte și este important ca tu să știi cine sunt și că mă folosesc de ceea ce sunt pentru a te ajuta. Sentimentele, dragul meu Seldon, sunt un motor puternic pentru faptele oamenilor, mult mai puternic decât își închipuie ei. Și nu-ți poți da seama cât de mult se poate face dacă te atingi de ele câtuși de puțin și cât de mult ezit eu să fac așa ceva. Seldon respira greu încercând să se închipuie pe sine ca un om condus de orgoliu. Nu-i plăcea deloc asta. Și de ce eziți? Spuse el. Pentru că este foarte ușor să întregi măsura. A trebuit să opresc pe Rachel ca să nu transforme imperiul într-o anarhie feudală. Aș fi putut supune repede câteva minți și rezultatul ar fi fost o revoltă sângeroasă. Bărbații sunt bărbați, iar generalii oaieni sunt aproape cu toții bărbați. Nu e greu să trezești într-un bărbat resentimentul și teama latentă față de femeie. Poate că asta este o problemă biologică pe care eu, ca robot, nu o înțeleg pe deplin. Nu a trebuit decât să accentuez puțin acest sentiment, spuse el în continuare, pentru a produce o fisură în planurile ei. Dacă aș fi mers un singur milimetru mai departe, aș fi pierdut ceea ce voiam, un transfer de putere fără vărsare de sânge. Nu doream decât ca armata ei să nu opună rezistență atunci când vor sosi soldații mei. Nimic mai mult. Daniel se opri ca pentru a-și alege cuvintele, apoi spuse: nu vreau să intru în matematicile creierului meu pozitronic. Este peste puterea mea de înțelegere, deși probabil că tu ai putea înțelege dacă ți-ai da osteneala. Oricum, eu sunt condus de cele trei legi ale roboților care sunt formulate, de fapt au fost formulate cu mult timp în urmă, astfel. 1. Un robot nu are voie să facă rău unui om sau, prin neintervenția sa, să permită ca un om să fie vătămat. 2. Un robot trebuie să asculte ordinele date de oameni, cu excepția cazurilor când aceste ordine intră în contradicție cu prima lege. 3. Un robot trebuie să-și protejeze propria existență atâta vreme cât această protecție nu intră în contradicție cu prima sau cu a doua lege. Dar am avut un prieten acum 20.000 de ani, alt robot, nu ca mine.
El nu putea fi luat drept un om, dar el era cel care avea puterile mentale și prin el le-am câștigat și eu pe ale mele. Lui s-a părut că trebuie să existe o lege și mai generală decât celelalte trei legi. I-a zis legea 0, pentru că 0 vine înainte de 1. Ea sună astfel. 0. Un robot nu are voie să facă rău omenirii sau prin neintervenția sa să permită ca omenirea să fie vătămată. Atunci, prima lege trebuie citită astfel. 1. Un robot nu are voie să facă rău unui om sau prin neintervenția sa să permită să fie vătămat, cu excepția cazurilor în care acest lucru intră în contradicție cu legea 0, iar celelalte legi trebuie modificate în mod corespunzător. Înțelegi? Daniel se opri cu o figură serioasă și Seldon spuse. Înțeleg. Daniel continuă. Necazul este, Harry, că un om este ușor de identificat. Eu nu m-aș înșela deloc. Este ușor să-ți dai seama ce anume va face rău unui om și ce nu, sau în sfârșit, destul de ușor. Dar ce este omenirea? La ce anume ne referim atunci când vorbim despre omenire? Și cum se definește ceea ce este rău pentru omenire? Când anume va face o acțiune mai mult bine decât rău omenirii în ansamblu și cum poți să-ți dai seama? Robotul care a enunțat pentru prima oară legea 0 a murit, a devenit permanent inactiv, din cauza că a fost obligat să acționeze într-un mod care credea că va salva omenirea, dar totuși nu era sigur că o va salva. Și, inactivându-se, a lăsat galaxia în grija mea. De atunci, mă străduiesc. Am intervenit cât mai puțin posibil, lăsându-i pe oameni să judece singuri ceea ce era mai bine pentru ei. Ei puteau să riște. Eu nu. Ei puteau să nu-și atingă țelul. Eu nu puteam îndrăzni. Ei puteau face rău, neintenționat, dacă eu aș fi făcut rău, m-aș fi dezactivat. Legea 0 nu-mi dă voie să fac rău, nici măcar neintenționat. Dar, din când în când, sunt obligat să intervin. Faptul că încă funcționez arată că acțiunile mele au fost moderate și discrete. Însă pe măsură ce Imperiul a început să decadă și să se prăbușească, a trebuit să intervin din ce în ce mai des și de câteva decenii încoace sunt obligat să joc rolul lui demerzel, încercând să conduc guvernul astfel încât să împiedic ruina. Și continui să funcționez. Vezi? Când ți-ai ținut discursul la Convenția Decenală, mi-am dat seama imediat că psihoistoria era un mijloc care ar fi putut face posibilă identificarea a ceea ce era bine sau rău pentru omenire. Cu ajutorul ei, deciziile pe care le-ar lua oamenii ar fi mai puțin oarbe. Aș putea avea chiar încredere în oameni că vor lua aceste decizii, iar eu m-aș păstra iarăși pentru cazurile de cea mai mare urgență. Așa că am aranjat repede ca Cleon să afle de discursul tău și să te cheme. Apoi, când am auzit de neîncrederea ta în utilitatea psihoistoriei, am fost obligat să găsesc o cale ca să te fac totuși să încerci măcar. Înțelegi, Harry? Copleșit, Seldon spuse. Înțeleg, Hamin. Pentru tine, în acele rare ocazii când te voi putea întâlni, trebuie să rămân Hamin. Dacă ai nevoie, am să-ți dau orice informație îți trebuie, în măsura în care o posed și în rolul lui demerzel am să te protejez pe cât posibil. Iar despre Daniel, nu trebuie să vorbești niciodată. Nici n-aș avea interesul, se grăbi Seldon să spună. Din moment ce am nevoie de ajutorul tău, s-ar ruina totul dacă ți-aș pune bețe în roate. Da, știu că n-ai interesul să o faci. Daniel zâmbi obosit. La urma urmei, ești destul de orgolios să vrei să-ți asumi tu singur responsabilitatea psihoistoriei. Nu vei dori ca altcineva să afle vreodată că ai avut nevoie de ajutorul unui robot. Seldon se îmbujora. Nu sunt. Ba ești chiar dacă te prefaci în sinea ta că nu ești. Și este un lucru important pentru că am să accentuez acest sentiment suficient astfel încât nu vei fi capabil să vorbești vreodată despre mine celorlalți oameni. Niciodată nu-ți va trece prin cap să faci așa ceva. Bănuiesc că Dors știe, spuse Seldon. Știe de mine și nici ea nu poate vorbi celorlalți de mine. Acum că amândoi știți ce sunt eu, puteți vorbi liber despre mine, dar numai când sunteți între voi, niciodată când este altcineva de față. Daniel se ridică. Harry, acum trebuie să merg la treburile mele. În curând, tu și Dors veți fi aduși înapoi în sectorul imperial. Puștiul, Rage, trebuie să vină cu mine. Nu pot să-l las singur. Și mai este un tânăr dalit pe nume Hugo Amaril. Înțeleg. Rage va veni și el, iar tu poți să-ți ajuți prietenii cum dorești. Vom avea grijă de voi toți așa cum trebuie. Și vei lucra la psihoistorie. Vei primi ajutoare. Vei avea toate computerele de care ai nevoie și tot materialul de referință. Eu am să intervin cât mai puțin posibil și dacă vederile tale întâlnesc o opoziție care nu pune în pericol misiunea, atunci va trebui să te descurci singur. Așteaptă! Hamin, spuse Seldon insistent. Ce se întâmplă dacă, în ciuda ajutorului tău și a strădaniilor mele, se va dovedi că psihoistoria nu poate fi făcută practică? Dacă dau greș? Daniel se ridică. În acest caz, am un al doilea plan pregătit. Unul la care lucrez de mult, pe o altă lume și în alt mod. Și el este foarte dificil și,
în anumite privințe, mai radical decât psihoistoria. Și el ar putea să se dovedească imposibil de aplicat, dar șansa de succes este mai mare dacă mergem pe două căi în loc de una. Ascultă sfatul meu, Harry, continuă Daniel. Dacă va veni vremea când vei fi în stare să poți realiza un procedeu prin care să previi ca cel mai rău lucru să se întâmple, gândește-te la două astfel de procedee. Dacă unul cade, poți să continui cu celălalt. Imperiul trebuie consolidat sau reconstruit pe o nouă fundație. Creează două astfel de procedee, dacă este posibil. Spuse în continuare. Acum trebuie să mă întorc la treaba mea obișnuită, iar tu trebuie să te întorci la ale tale. Vom avea grijă de tine. Cu un ultim semn din cap se ridică și plecă. Seldon privi în urma lui și spuse încet. Mai întâi trebuie să vorbesc cu Dors. 94. Dors spuse. Palatul este liber. Rachel nu va păți nimic, din punct de vedere fizic. Iar tu te vei întoarce în sectorul imperial, Harry. Și tu, Dors? Întrebă Seldon cu o voce înceată și încordată. Presupun că am să mă întorc înapoi la universitate, spuse ea. Mi-am neglijat munca, mi-am abandonat studenții. Nu, Dors, ai o sarcină mai importantă. Care este aia? Psihoistoria. Nu pot să abordez problema fără tine. Ba sigur că poți. Sunt total analfabetă în ce privește matematică. Iar eu în istorie și avem nevoie unul de celălalt. Dors râse. Bănuiesc că din punct de vedere al matematicii ești un geniu. Eu ca istoric sunt doar competent. În niciun caz nu dau pe din afară. Vei găsi oricâți istorici dorești care te vor servi mai bine decât mine. În acest caz, Dors, lasă-mă să-ți explic că psihoistoria are nevoie de mai mult decât un matematician și un istoric. Mai este nevoie, de asemenea, de dorința de a ataca o problemă care s-ar putea să dureze o viață întreagă până să poată fi rezolvată. Fără tine, Dors, nu voi avea această dorință. Ba, sigur că o vei avea. Dors, dacă nu vei fi cu mine, nu vreau să o am. Dors îl privi cu atenție pe Seldon. Este o discuție inutilă, Harry. Hamin va lua hotărâre. Dacă mă trimite înapoi la universitate, nu o să te trimită. De unde știi? Din cauză că am să-i spun verde în față. Dacă te trimite înapoi la universitate, eu mă întorc pe Helicon și Imperiul n-are decât să continue să se prăbușească. Nu vorbesc serios. Ba, vorbesc foarte serios. Nu-ți dai seama că Hamin poate să facă astfel încât să-ți modifice sentimentele și vei lucra la psihoistorie chiar și fără mine? Seldon dădu din cap. Hamin nu va lua o astfel de decizie arbitrară. Am vorbit cu el. Nu îndrăznește să influențeze chiar atât de mult mintea omenească pentru că este limitat de ceea ce el numește legile roboților. Să modifice intențiile până la punctul în care să nu vreau să fii cu mine, Dors, ar însemna o modificare pe care nu poate risca să o facă. Pe de altă parte, dacă mă lasă în pace și dacă tu vii împreună cu mine să lucrăm la proiect, va avea ceea ce dorește, o adevărată șansă pentru psihoistorie. De ce să nu fie de acord cu varianta asta? Dors dădu din cap. S-ar putea să nu fie de acord pentru motive pe care le știe numai el. De ce să nu fie de acord? Ți s-a cerut să ai grijă de mine, Dors. A anulat Hamin acest ordin? Nu. Deci înseamnă că vrea să continui să faci același lucru. Și eu vreau protecția ta. Împotriva cui? Acum ai protecția lui Hamin, atât ca Daniel cât și ca Demerzel și este clar că de altceva nu mai ai nevoie. Chiar dacă aș beneficia de protecția tuturor persoanelor și forțelor din galaxie, tot pe a ta aș dori-o. Deci nu ai nevoie de mine pentru psihoistorie. Vrei să te protejezi. Seldon se încruntă mânios. Nu. Ce-mi tot sucești cuvintele? De ce mă forțez să spun ceea ce probabil că știi? Nu te vreau nici pentru psihoistorie, nici pentru protecție. Astea sunt pretexte și am să mă folosesc de orice alt pretext voi avea nevoie. Te vreau pe tine. Doar pe tine. Și dacă vrei motivul adevărat, din cauza că tu ești tu. Nici măcar nu mă cunoști. Nu contează. Nu-mi pasă. Și totuși într-un fel te cunosc. Mai bine decât crezi. Serios? Da. Ai ascultat ordinele și ți-ai riscat viața pentru mine fără să eziți și fără să dai importanță urmărilor. Ai învățat atât de repede să joci tenis. Ai învățat să mânuiești cuțitele și mai repede și le-ai mânuit perfect în lupta cu Maron. Ca un supraom, dacă pot spune așa. Mușchii tăi sunt teribil de puternici și timpul tău de reacție este uimitor de scurt. Poți să-ți dai seama atunci când o cameră este ascultată și poți lua legătura cu Hamin într-un mod care nu necesită aparate. Și ce concluzie tragi din toate astea? Spuse Dors. M-am gândit că Hamin, în rolul lui R. Daniel Oliver, are o sarcină imposibilă. Cum poate un robot să dirigeze Imperiul? Trebuie să aibă ajutoare. Evident, milioane cred. Eu sunt un ajutor. Tu ești un ajutor. Micul Rage este un ajutor. Tu ești un ajutor diferit. În ce sens, Harry? Haide, spune. Dacă te vei auzi cu urechile tale, îți vei da seama ce nebunie spui. Seldon o privi lung, apoi spuse cu o voce înceată. Nu am să spun pentru că nu-mi pasă. Chiar nu-ți pasă? Mă vrei așa cum sunt? Te iau așa cum sunt obligat să te iau.
Ești Dors și orice ai fi, nu vreau nimic altceva pe lumea asta." Dors spuse blând: "Harry, îți vreau binele din cauza că sunt ceea ce sunt, dar simt că și dacă n-aș fi ceea ce sunt, tot ți-aș vrea binele, iar eu nu cred că sunt bună pentru tine." "Bună sau rea, nu-mi pasă." În acest punct, Harry coborâ privirea în podea și făcu repede câțiva pași gândindu-se ce să spună în continuare. "Dors, ai mai fost sărutată vreodată?" "Desigur, Harry. Este un aspect social al vieții, iar eu duc o viață socială." "Nu, nu. Vreau să spun, ai fost sărutată cu adevărat de un bărbat? Știi, așa, cu foc?" "Desigur, Harry, am fost. Și ți-a plăcut?" Dors șovăie, apoi spuse: "Când am fost sărutată astfel, mi-a plăcut mai mult pentru că nu dezamăgeam un tânăr care îmi plăcea și a cărui prietenie însemna ceva pentru mine." În acest moment, Dors se îmbujoră și-și întoarse fața. "Te rog, Harry, îmi este dificil să-ți explic." Dar Harry, mai hotărât acum decât niciodată, merse mai departe. "Deci ai sărutat pentru alte motive ca să nu dezamăgești pe cineva." "Poate că toată lumea face așa dintr-un anumit punct de vedere." Seldon nu ținu cont de asta, apoi spuse deodată: "Ai cerut vreodată să fii sărutată?" Dors tăcu, părând că se uita înapoi în viața ei. "Nu," spuse ea. "Sau ai dori să fii sărutată din nou după ce ai fost sărutată prima oară?" "Nu." "Ai făcut vreodată dragoste cu vreun bărbat?" întrebă el încet și disperat. "Desigur, ți-am mai spus, chestiile astea fac parte din viață." Harry o apucă de umeri ca și când ar fi avut de gând să o zguduie. "Dar ai simțit vreodată dorința, nevoia pentru acea apropiere față de o singură persoană? Dors, ai fost vreodată îndrăgostită?" Dors ridică încet privirea, aproape cu tristețe, și își o încrucișă cu a lui Seldon. "Îmi pare rău, Harry." "Nu." Seldon o eliberă și își lăsă brațele să-i cadă pe lângă corp descurajat. Apoi Dors își puse cu gingășie mâna pe brațul lui și spuse: "Așa că vezi, Harry, nu sunt cu adevărat ceea ce vrei tu." Seldon își lăsă bărbia în jos și privi fix în podea. Cântărea problema și încerca să fie rațional. Apoi se dădu bătut. Vroia ceea ce vroia, în ciuda gândurilor și a rațiunii. Ridică privirea. "Dors, dragă, chiar și așa, nu îmi pasă." Seldon o cuprinse cu brațele și își apropie capul de al ei, ca și cum se aștepta ca ea să-l respingă, trăgând-o în același timp mai aproape. Dors nu făcu nicio mișcare și el o sărută, încet, prelungit și apoi cu pasiune, și deodată ea îl cuprinse strâns în brațe. Când în cele din urmă el se opri, ea îl privi cu ochi zâmbitori și îi spuse: "Sărută-mă din nou, Harry, te rog." Sfârșit. Ați ascultat Preludiul Fundației de Isaac Asimov.